Diana, îți place? Da, e drăguță. Trebuie să aibă clicul ăla, dacă n-are persoana, tot degeaba. Poate să fie mis, dacă nu... N-ai mis, nu-i... Nu, încă n-a venit fata care trebuie, dacă se face, mă așteptăm. Greu acolo, greu. Știu că e greu, dar acolo îmi place mai greu, nu e așa ușor, știi? Da, așa. Îmi văd că se lasă din prima, dar când e greu, acolo. Acolo te atrage. Acolo cred că la toată lumea e așa. Așa eram eu înainte, acum nu. Nu că nu ești, dar găsești personaje cu șat mai ești. Dar trebuie să găsești personaje care îți plăc ție. Nu mai am gândirea aia. E cam toxic. Nu imagini. Vlad, preferă să aibă o imagine curată în emisiune și să nu intre în conflicte, dar nu-i pasă de femeia de lângă el. Să nu intre în conflict. Imaginea lui Vlăduț este mai presus decât să-și apere iubita sau femeia sau ce este. Dar nu-i problema ta, de ce-i problema ta ce între ei cu lui, Vlad, sincer. E problema mea pentru că... De ce îi dai satisfacția asta? E tocmai ceea ce vrea să obțină și știi chestia asta. Ce vrea să obțină? Eu iau apărarea. Noi știm cum stau lucrurile, noi am vorbit foarte mult. De ce spune? De ce se întâmplă? Dar nu-i mai da motive, sincer. Nu se merită, nu se merită, Vlad. Serios, ce-am vorbit noi? Nu se merită. Ce-am vorbit eu? Să te lase să te facă băieții să plângi, nu? Și ție-ți convine. Vrei să cazi victimă înseamnă că... înseamnă că ăsta e jocul vostru. Și ție-ți place să cazi victimă și să te victimă. Bravo! Mulțumesc. Bravo! Iară, joc, strategie, alianță. Bravo! Mulțumesc. Uite, o femeie care mă apreciază. Chiar dacă mă votează. Te duci. Da. Așa. Suportabile. Deștepte, nu am pierdut. Suportabile, nu taci da? Un minut. Nu, ăsta e jocul înseamnă că dacă Simona, tu dacă ai plâns ieri, ai plâns. Mă gândesc că ai fost deranjată, nu? Nu răspund. Simona! Nu răspund. Bun, vorbesc și pentru tine, nu-i problemă. Da? Înseamnă că... De-abia ai așteptat să vorbesc dacă pentru cineva. Dacă nu ai fost deranjată... De-abia ai așteptat să vorbesc pentru cineva. Vă aduce minte ceva. Simona a plecat din platou. Vlăduț s-a dus după ea. El s-a întors și zice că... De ce te-ai întors? Întreabă lumea. Și el zice că... Când m-a trimis staful. Băi, mă luptam și cu America, mă, nu cu staful ca să stau lângă femeia mea ca să am grijă de ea, bă, tată. Doamne ferească Dumnezeu, ce relație asta? Voi vă vedeți, mă, vă uitați în oglindă, aveți tupeu să vă uitați în oglindă și la televizor când sunteți? Da. Gata. Iertați-mă că v-am mai deranjat și pe ziua de azi. Vă las iar să vă faceți jocurile, brigăzile, minciunile. Băgați-vă iar în mocirlă. Te-ai liniștit? Te-ai liniștit? Ai scos tot din tine? Faceți mișto de Claudiu, dar măcar Claudiu își face treaba. Da? Ce faci mișto de el? Păi nu, că ziceți că stă degeaba, că nu știu, dar bravo lui, bă. Măcar el stă aici acum scos. Băi, au zis, nu. Măcar ăsta e un om corect, bă. Stă, dar stă ca un om corect și demn și în picioare, păi da? Singur, Claudiu. Nu ești corect, nici nu. Nu fi singur. Nu fi singur. Dar faceți mișto de el. Bun, că și el e ușor de influențat, eu nu zic nu. Da? Că am văzut că și la votul la fel. Ești te vezi un om corect, dai cu grupul, vezi nu, un om, nu știu cum te vezi tu, dar să știi că nu ești așa cum te vezi. Da, măcar, este, nu, măcar nu latră prost în stânga și în dreapta, asta nu vorbește cu fetele de rău sau ceva, da? Și stă aici să-l vadă lumea de acasă, poate vine vreo fată pentru el în emisiune, bravo lui, da? Măcar pentru el o să vină, dar pentru tine... Păi nu, dar știu că asta faci, îmi dau seama. Pentru tine zic eu că nu da? O să vină nici... Nimeni nu o să vină pentru tine. Stai, liniște. Să-ți explic. Se vede, mă. De-aia când intră în casă o fată, spune că da, tată, îmi place de Claudiu și nu o să zică niciodată că îi place de tine sau de Vlad sau de astea, da? Asta este. Pentru că voi sunteți șerpișori. Uite, șerpișori niciodată nu se apreciați. Cum să vă zic că de Vlad, dacă Vlad are relații? Vlad are relații. Ce relații are, mă? Ai relații? Da, cum să ai relații? Da. Dacă e o fată pe coloana ei, îl cucerește, știi cum? Dar nici n-am auzit nicio fată să zic că îmi place de Mădălin. Cum nu, mă? Dar n-ai văzut dincolo, mă, lasă! Au zis voi că ați zis că v-am place Simona. Simona, Beatrice, când a intrat la fel... Da, bă, când ai fost acolo, toate strigam Mădălin, care vrei, da. Alea vechi, v-ați simțit din prima, cum am intrat în casă,
V-ați făcut voi grupulețul ăla și ați zis, băi, păstate să dăm afară repede, că dacă nu ne strică toată, toată șerlătănia după aici. Nu te-ai plictisit de același subiect. Este unde? Bă, nu te-ai plictisit de același subiect, grupuleț, strategii. Da, bă, că ăsta e, că ieri am observat o chestie, ieri am încercat să mă apropii de fete, de anumite fete, da? Special de anumite fete. Nu mă interesează. Toate se comportau la fel, nu vorbeam. Din cauza vorbei Codruț. Codruț, vorbești cu Alina? Nu. Nu vorbești cu Alina. Dimineața în autocar vorbeai cu Alina la telefon, zic eu. Dimineața. Na, că ți-a zis. Mesaje. Na, da, dimineața vorbeai prin mesaje, râdeai cu ea, nu ce făceai pe acolo, că nu stau să mă uit în mesajele tale. Na. Vezi că mi-a zis Alina seara vorbit cu ea. Duțu. Au fost niște chestii. Nu s-a părut ceva ciudat cu mine, Janina Vizi la Nicușor? Nici măcar nu și să mințiți, mă, tot. Nici măcar nu și să mințiți. Băi, o să-ți arăt mesajul să vezi că Alina a spus să nu ne mai apropiem pentru că se înțelege altceva. Adică, nu. Nici cu Alina nu vorbesc, nu mai mă înțeleg cu nicio fată dincolo. Orice nu mai are cu cine să-și facă... Și de ce nu spui? De ce nu spui? Dar iar zice că dacă mă bag, zice că... Păi și ce? Am văzut asta. Dacă e falsă, de ce nu-i zici? Păi e falsă. Crezi că a fost real tot ce a făcut ea? Dai seama că nu mai bagă nimeni în seamă dacă pleacă Nicușor. Asta zic. Ce ai, Duțu? Ce-ai pățit? Că nu te înțeleg. Vrei, oh, vorbeam cu Radu. Vrei și tu puțin atenție? De la tine niciodată, stai liniștită. Și noi aici, vorbeam cu Radu trecute. Că ai dat o îmbrățișare fake lui ăsta. Așa, nu e vorba că e fake. Era vorba că zilele trecute nu-l mai voia și acum se zice și dă îmbrățișare. Vrei să dați îmbrățișare reală? Auzi, e normal că auzi că pleacă și ce ai zis? Bă, dacă pleacă ăsta, mă, mai bagă nimeni în seamă. Nu mai am cu cine să-mi fac planuri. Se termină rația de fete. Se termină Gianina pe ecran. Janina, eu ți-am spus ție că dacă eu îți dau ceea ce vrei. Oameni de ăștia... Da? Oameni de ăștia sunt câte lumea. Dar care ferești? E problema ta? Că nu te înțeleg, mă, vrei tu? Nu e problema mea, vorbeam cu Radu. E vorba că te vrea, e vorba că se termină rația. Dar de ce ești la el cu părerea că îmbrățișoarea mea e fake? Păi asta e problema, că tu fără el n-ai existat în emisiunea asta și nici el fără tine. Înțelegi? Asta e părerea noastră. Dacă îmbrățișoarea mea era fake, trebuia să fiu și eu fake. Dar v-ați văzut că vorba mea e destul de reală. Acum ajungeți la vorba mea că a fost planurile voastre, al tău și a Georgianei. Și eu nu am zis vreodată că te-ai dus acum fals la el, nu. Folosit te-ai de folosit de el acum. Eu i-am dat o îmbrățișare pentru că nu mă mai băgat de rău că ești păi dacă și tu ai fost băgată de Gianni. Și m-am dus eu și am dat păi rău. Păi da, dar și tu, și tu, Georgiana, la fel, aceeași chestie faci și tu cu Nicușor. Și tu și ai la altă din partea la altă. Vă folosiți de omul ăsta și omul ăsta se folosește de voi. Dar cu tine ne folosesc de bă, cât v-a băgat în seamă, el ați pe ecran, că nu vă mai bagă seamă numai. Mai mult au folosit de el, că el e naiv și... Păi, dar tu te folosești de toată lumea. Când am și ți-am spus că ești falsă, mi-ai dat peste cap. Dar așa e, mă. Vezi că se vede și ajungi la vorba mea din trecut, dacă mai ținte de când a auzit că vrea să plece Nicușor. Ce s-a gândit? Dacă pleacă ăsta, Gianina, pare ecran. Știi care e problema? Te duci Duțu, când eram acolo, mă priveai și nici mârnul ziceai. Eu pe tine, băi, ești... Ai primat, nu vreodată să mă uit la o femeie ca tine. Tu te duci să mă obiunzi. Gianina! Doamne ferește! Ia uite! Păi cum am plecat de acolo? Păi când vreodată să mă uit la o femeie ca tine? Bă, dar ce are, mă, n-are de mâini de fiecare dată când e vorba de mine aia. Dar nu problema. Duțu, dar de cine ai comentat acolo când eram? Puteai să-mi zici că vrei. Pentru că Radu mi-a zis, vorbeam cu Radu. Știi care e problema? Te duci la ăsta, e adevărul, ce? Auzi, e adevărul, amândouă sunt două în urmă. Stai să vezi cât de falsă ești, stai să vezi cât de falsă ești. Te duci la ăsta să rămână, că ai nevoie de el în competiție, dar pe la spate vorbești pe cameră cu Codruț, despre ce vorbim? Și eu cu Codruț, da, vorbeam de mult cu Codruț și care-i problema? Păi și tu te numești femeie, la ce te duci? Ai spus de 100.000 de ori că nu mai vrei că este la spate făcea jocurile, nu? Băi, frică! Și-ai cerut să nu te mai atingă, să mai vină să dispăreți! Băi, vorbiți cu femei din afară, eu vorbesc cu băieți din casă! Băi, frică că dispăreți! Că noi ne folosim de oameni și vorbim cu alții, înțelegi? Uite, fii atent, îți dau exemplu cel mai clar, Duțu, care nu are relație. Băi, fii atent, ascultă-mă! Duțu, care nu are relație, da? Poate sau păi, nu, vorbește cu persoana din afară. Dar ăsta nu se folosește de o persoană să fie pe cadru cum te folosești tu de Nicușor și vorbești cu Codruț. Tu să taci din gură că nu e așa. Nu m-am dus pentru că știam de ce e supărat, da?
Auzi, ele nu sunt prietene, dar stau amândouă canapea una lângă alta. Dacă vă dau pe față, nu vă merge aici. Așa e prea și cine dai pe față? Păi nu mă preface, Georgiana. Dacă voia mă duceam la interas. Dar sunt fata aia, te-am întrebat când eram în casă pe drobă, dar tu nu ai nicio reacție? Păi nu mai am nicio treabă cu el. Stai puțin. Spus că eu nu mai am nicio treabă cu Nicolaț. Cerșești două săptămâni cadouri și tu n-ai nicio treabă cu el. Cine cerșește, mă, cerșește două săptămâni de cadou. Voi acum n-ai nicio reacție, cine vrei să te înțeleagă pe tine? Voi, cine l-a folosit? Duțule, nu te mai băga, l-a folosit, nu l-a folosit nimeni. Păi și eu nu m-am folosit nimeni. Păi și Diana era zibrală cadouri. Mă, cu ce are mă aveți dacă vă bateți joc de omul ăsta? Azi vă bateți, azi vezi că m-a dat să apăreți voi pe drag. Că m-a dat ăsta o foare și apăr că fiecare zi vă dă părți acum. Ce cadouri visați, mă? Uite ce ți-a adus ăsta, alea mici, scrisori, ce ți-a mai adus el, cântări, mandoline, măsline, ciocolăți, toate astea vi le-a adus. Pe bune acum. V-ați obișnuit pe bune, Duțule, pe bune, mai comentează. Așa, când îi dai un om prea mult bine, îi se ia. Dar nu contează. Dar acum a vrut să te duci la frate. Și lumea de voi și nu face că se dezbate. Așa, nu las cu noi la frate. Da, că le iau cu locul lungul, îi mai dau una caldă, iar mai stă Nicușor o săptămână după mine. Eu nu sunt falsă, așa că nu te să dacă mă iubesc. Nici măcar când era în cunoaștere, nu am auzit-o pe Gianina, hai să vin să dau îmbrățișare, să fie singură în casă. Tocmai, e vizibil. Mai normal că nu vrea să-l piardă, bineînțeles. Fiecare fac strategiile lor, dar nu scos trei împreună. Să folosesc cu bine că ne facem noi și nu faci tu strategii. Care e? Eu nu am Georgiana, nu m-am mai băgat. Ai văzut că nu te mai vrea, ești o vrea pe Georgiana și nu-ți convine. Nu am văzut cu nunta, bine. Plăcea să umble după tine. Mai spune, mai spune. Plăcea să umble după tine și acum cât ai văzut. Te trimit pe tine după aia să... Cu cine vorbești, mă? Eu? Da. Îmi plac, băieți, cu Gianina vorbește, că e păcatul, dar ea vorbește cu Gianina. Folosește cadrul ăla, că da e. Au și păi n-are, are creier, că mă uitam la cu tine. Eu? Și cu nunta ce face în Georgiana? Că aveați nuntă. Venea chiar Gianina. Vreau să vorbesc și eu nu mai vorbiți toți odată. Venea chiar Gianina la nunta voastră să țină buchetul și să... A fost o provocare. Stai liniștită, că nu rămâi în vorba. O pedeapsă, da? A fost un moment de glumă, un moment auzat și un moment de glumă. Dar din glumă aia ați vrut voi să faceți strategia voastră, lasă tu vrăjeala. Te-ai lăsat și pupată de el, ce evident, ca să vă meargă toarele. Și zici că m-a luat de nevastă dacă m-a pupat, ce? Mamă, m-a pupat, zici că ne-am căsătorit. În gala favoriților la cuplu, ai vrut să faci, dar ai avut un moment în care dacă făceai și acceptai, îți sărea toată lumea în cap cum faci doar pentru bani. Poate, stai cu minte, că ai văzut. Dacă era ăsta, cum zice, premiul lunii. Dacă voiam asta, acceptam de la început, da? Să fie clar, pentru dacă voiam accepta, dar nu tot, am vrut. Venea pe aici, data viitoare să vă anunțe dinainte când e cuplu, nu să faceți și voi cuplu, nu? Nu vreau să-mi fac niciun cuplu. A, deci n-ai vrut, ai vrut doar să... Nu vreau banii, îi las pe alții care sunt mai disperat să ia banii înaintea mea. Ai fost doar folosită de Gianina, nu? Îi las pe alții. Dar chiar ai venit pentru azi. Păi mi-a plăcut de el așa, când am intrat în casă, el a fost cel mai primitor, așa, au sărit, ce faci, cum ești, nu știu ce, mi-a pus întrebări și de aia l-am luat la dans și de aia l-am și chemat în camera roșie, știi? Și el nici n-a spus că da sau nu. El a spus luptă, dar eu nu pot să-ți promit nimic. Deci o lăsat o ușă deschisă, înțelegi? Da. Dar acum nu mai există pentru mine. Persoana asta mi-e silă când o văd. Ia uite, stai că îi cânt da, acum. Stai, dictează ce să zică, da. Mă bufă. I-am spus că vorbeam cu Codruț, fiindcă el îmi este foarte drag. Care e problema voastră? Păi bă, iată-mi de cum să stai, vorbeai cu Codruț, da? Vorbesc cu cine cum vreau, să stai, yeah! Să stai să vorbești cu Codruț, așa? Așa, vreau, așa, vreau, așa. Ce vreau. Exact. Da, să uita la mine. Păi nu, da, dar nu vreau, păi 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 lăsați-mă, eu vezi cum vorbesc, că mă enervezi. Cine mă? Ți-am permis cam mult, eu ăla mă face. Păi nu te mai lega de mine, te-am băgat cu vrea, cu v-am seamă. Păi nu-ți mai da gradă pe spatele meu, stai cu mine. Nu ia pe tine. Păi s-a sezis dacă vorbea cu mine, Adelina. Adelina, tu ești acolo în casă sau unde ești? Ești în casă? Adelina, ești în casă cumva? Dai dovadă nu. De cine s-a băgat în discuția mea și a lui Radu? Nu ea s-a băgat? Eu am inițiat-o și l-am întrebat pe Duțu, de ce eu cu Duțu? Înțelegi? Am vorbit cu Duțu, nu te mai băgat tu să iei partea și te bagi partea, că tocmai între timp ce vorbeați voi, eu și Alina aveam ceva de comentat. Oricum, și el a luat amploare cu jignitul, Duțu care mă... Vezi că o jignesc cam mult Duțu. Bă, alo, vezi că ea ne-a făcut pe amândoi. Într-adevăr, Duțu, da, și ea ne-a făcut pe noi. Dar nu stau să mă facă o...
mine de asta când... pe mine. Ce da, mea, nu faci da, și eu să nu pe mine. Păi vezi, dacă nu te fac... Controlează cuvintele, că până acum aveai ceva de comentat la băieții care ramă pe față. Adelina, ce vorbești acolo? Că nu te-au vorbești acolo și că vorbești în fungă. Și pozezi în băiatul perfect, dar ești... M-au adus la disperare fetele astea două. Nu știu ce să mai fac. Da, mai luptat, ai făcut gaură în canapea. Doar și roata. Da, da. Deja Gianina a început să mă caute. O să acum faci. Urmez eu, nu? O să te caut, uite așa, ca un cățeluș o să vin după tine. Bă, cititorule în stele. Când, uite, vezi, când vine vorba de mine, atunci, nu știu, ai focul, ai pasiunea, te simt, mamă. Nu mai suport nici vocea, nici fața, nici absolut nimic. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.